Am revenit, doamnelor și domnilor, la cea de-a doua parte a ultimei emisiuni electorale sub genericul 22 de minute, înainte de alegerile parlamentare 2012. Discutăm cu doamna Raluca Turcan, deputat, candidatul ARD pentru încă un mandat în Parlamentul României, Colegiul 2 Sibiu. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru această invitație. Iată, doamna deputat, suntem în ultimele ore de campanie electorală. Cum ați caracteriza acum la început ce s-a întâmplat în ultima lună? Aș împărți campania electorală în două. Aș spune că prima parte a fost una în care foarte mulți candidați s-au rezumat doar la a-și pune panoul și în rest n-au oferit nicio soluție, niciun proiect de dezvoltare a Sibiului sau soluții pentru România, pentru a ieși cu bine din această perioadă dificilă. Și ultima perioada campaniei în care foarte mulți candidați, și mă refer în special la contracandidații mei, s-au gândit să umfle, să îngrașe porcul în ajun, și probabil din lipsă de soluții sau poate chiar din disperare au recurs la atacuri murdare, atacuri sub centură care nu fac cinste, nu fac cinste nici lor, pentru că arată că de fapt sunt candidați slabi, fără viziune, fără soluții și nu fac cinste nici Sibiului. Întotdeauna mi-am dorit ca Sibiul să fie undeva mai presus de vrajba națională, de ura națională, de dezbinare, de atacuri sub centură, de murdării. Sibiul merită un alt comportament, un comportament politic european, responsabil, onest. Dar acum dumneavoastră nu sunteți neobișnuită cu atacurile. Eu nu sunt neobișnuită, tocmai de aceea nici nu am luat atitudine, pentru că aș fi putut să organizez conferințe de presă. M-am rezumat doar la Da în judecată, publicația care s-a transformat în ziar electoral pentru USL, și probabil că justiția își va urma parcursul, pentru că în momentul în care sunt aduse incriminări sau afirmații calomniatoare, mi se pare corect să-mi apăr persoana, să îi fac să demonstreze că au spus minciuni, și m-am adresat, așa cum am zis, justiției. În rest, mi-am continuat modul de a face politică pe care mi l-am propus. În 4 ani de mandat am fost un parlamentar care s-a axat pe proiecte, pe soluții pentru români, pentru sibieni implicit, pentru că legile pe care le-am făcut în Parlamentul României se adresează tuturor românilor, dar vizează și sibienii. Sunt legi care au avut ca idei propuneri pe care mi le-au făcut sibienii și apoi le-am preluat și am găsit sprijin la nivelul Parlamentului, și sunt legi care nu poartă amprenta nimănui, nici a lui Traian Băsescu sau a altor oameni cu care tot încearcă să mă asocieze contracandidații. Sunt legi care poartă amprenta ARA, Lucăi Turcan, a sibienilor și a celor care m-au susținut, evident. Și de asemenea am făcut foarte multe proiecte și campanii pentru Sibiu, pentru că realmente cred că dincolo de legile pe care le face un parlamentar, e important să lase și lucruri concrete în colegiu, să-și asculte alegătorii, să stea printre ei și unde poate să pună mâna să facă ceva pozitiv și frumos, să nu ezite să se implice. În același timp, campania am derulat-o la fel, ca tot mandatul. Am fost între oameni, i-am ascultat, am o listă întreagă de idei pentru propuneri legislative. De asemenea, am o listă întreagă de probleme cu care mă voi adresa primăriei la finalizarea campaniei, pentru că sunt lucruri care trebuie rezolvate în comun cu autoritatea locală, evident. Și sper ca după ce se vor fi încheiate aceste alegeri să putem să ne continuăm proiectele pentru Sibiu. Așadar, spuneați că aveți deja o listă cu idei pentru următoarele proiecte de lege. Înțeleg că și până acum parte din ele au fost inspirate de alegătorii din Sibiu care v-au trimis în Parlament.
Așa este. De exemplu, parteneriatul între stat și culte pentru asistență socială, pentru a oferi sprijin social acelor persoane care nu se încadrează în criteriile de asistență socială oferită de stat, a plecat de la Sibiu, pentru că am văzut că pe lângă unități de cult pot să funcționeze centre de asistență socială, centre de zi, de îngrijire, cantine sociale, ajutor la domiciliu și am spus de ce să nu facem lucrul acesta în toată țara, pentru că dincolo de sprijin spiritual, biserica poate să vină, dacă este susținută de stat, să îi ajute pe cei care au nevoie suplimentară, fie de educație, fie de hrană, fie de consultații de diferite genuri. Aș spune că acest proiect este unul de suflet și demonstrează că în România, prin intermediul cultelor, poți să ajungi la categorii care la prima vedere n-ar avea nevoie de ajutor. Și vă dădeam exemplu într-o emisiune anterioară a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, pentru că acei copii au bănuți, pentru că părinții de aia au plecat, trimit bani în țară, sunt crescuți adesea de bunici, însă de foarte multe ori devin introvertiți, devin afectați psihic, emoțional. Și în cazuri mai grave, violenți. În cazuri mai grave, violenți, exact. Și cred că biserica aici se poate implica foarte bine. Și mai există, evident, și alte categorii. Dar cum ați urmărit aplicarea acestei legi în țară? Ați reușit să obțineți feedback-ul? În momentul de față, legea nu se aplică, pentru că ea a fost întoarsă de la promulgare și mai așteaptă votul final în urma reanalizării în Parlament. Însă, după ce a pornit această idee, am luat legătura cu foarte multe consilii județene, indiferent de culoarea politică, și le-am transmis președinților de consilii județene că acest proiect poate să funcționeze și de asemenea primăriilor. Și au luat criteriile din lege, au luat modul de funcționare, așadar că după ce această lege va primi votul final, ea se va aplica chiar peste tot. Acum se aplică doar acolo unde oameni deschiși la minte și la suflet și-au dorit să ia un proiect de funcționare și l-au aplicat în comunitățile lor. Pentru că sprijinul statului poate să vină fie de la autoritatea centrală, fie de la autoritatea locală. Discutând cu reprezentanții autorității locale, ei au fost cei care au oferit sprijinul. Dacă proiectul va funcționa la nivel național, atunci banii vor veni de la autoritatea centrală. Pentru că pentru o astfel de inițiativă nici nu era nevoie de un proiect de lege dacă oamenii au sufletul deschis. Doar așa că prin este. Asta se reglementează niște fonduri. Știți, mulți cârcotași, când am lansat acest proiect, ziceau, da, biserica trebuie să facă asta oricum. Ne uităm și constatăm că, din nefericire, nu peste tot se face, pentru că nu peste tot biserica are potențial să susțină asemenea proiecte, pentru că sunt parohii foarte necăjite. Uitați-vă și aici în Sibiu. Este parohia din Țiglare, este parohia din Broscărie, care și-ar dori să obțină venituri de la enoriaș sau să atragă fonduri pentru asistență socială, dar nu au de unde, pentru că oamenii sunt mult mai necăjiți. Așadar, ei spuneau că oricum acest proiect poate să funcționeze, fie că este lege, fie că vor autoritățile locale, însă în momentul în care ai o lege, impui un mod de comportament instituțional. Adică unitățile de cult, dincolo de slujbele și sprijinul spiritual pe care îl fac, să poată să ofere și această asistență socială pe un model bine stabilit. Acesta este doar un exemplu. Mai este legea împotriva violenței domestice, legea privind calculul indemnizației pentru mame. Vă dați seama că această idee mi-a venit și atunci când am lansat-o, eram chiar parlamentar de opoziție. Și am găsit sprijin la oameni din toate partidele. De aceea vă spun că în politică e bine să fie echilibrați. Nu spui că i-a dat Dumnezeu pe toți cei buni în ARD și pe toți cei răi în USL. Nu e adevărat. Sunt oameni buni
peste tot important este să-i găsești și să poți să faci front comun. Și atunci am atras oameni din toate partidele politice și i-am rugat și i-am determinat prin importanța acestei idei să susțină ca indemnizația pentru mame să aibă fie un plafon minim de 800 de lei, fie să se poată calcula ca 85% din venitul din ultima lună. De asemenea, să se aplice gradual pentru mamele care au în întreținere mai mulți copii. Dar faptul că ați reușit să coalizați oameni de diferite culori politice, credeți că se datorează în primul rând faptului că sunteți femeie, sunteți o doamnă parlamentar și din gentilețe În niciun caz. Aș spune că faptul că sunt femeie în politică m-a făcut să-mi fie mult mai greu. Ca femeie trebuie să muncești mult mai mult și să fii mult mai tenace, cel puțin dublu, pentru a răzbi într-o lume a bărbaților. Faptul că am găsit susținere s-a datorat în primul rând argumentelor, în primul rând forței de convingere și în același timp justeția proiectelor, pentru că dacă m-aș fi dus cu călătorii pe lună, probabil că aș fi fost respinsă. Ele fiind idei plecate de la firul ierbii dintre oameni, normal că au găsit susținere și la ceilalți oameni politici. De aceea, de multe ori stau să mă gândesc, dacă fiecare parlamentar în această țară ar fi procedat la fel și ar fi făcut proiecte plecate dintre oameni, ar fi făcut proiecte pentru comunitățile lor, cred că și nivelul de încredere al Parlamentului, dar și politica în România ar fi fost făcute și ar fi arătat altfel. Revenind un pic la aceste campanii negative, mă întreb cui servesc atacurile, mizeriile, dezbinarea. Până la urmă, nivelul de trai al oamenilor nu crește. Sprijinul pe care îl oferi oamenilor nu se simte, nu are niciun efect palpabil. Pur și simplu sunt niște defulări, niște reacții care vin din disperare și în afară de o senzație și o stare negativă nu-ți creează nimic. Chiar m-am întâlnit la un moment dat cu o persoană care a venit la mine, era foarte pornită și s-a așezat în fața mea și mi-a zis: acum vreau să strig jos Băsescu. Și probabil că s-a așteptat ca eu să mă opun și zic: da, vă rog, strigați. Și a strigat jos Băsescu și am întrebat: sunteți mai fericit? Aveți mai multe venituri? Aveți o perspectivă mai bună de trai în viitor? Eu cred că în afară de, să spunem, o descărcare, nu obții nimic cu astfel de atitudine. Atitudinea trebuie să constea în a căuta lucruri bune la cei din jurul tău și a te uita la oamenii care au soluții. Oameni care vin și spun: domnule, în primul rând te-am ascultat, în al doilea rând știu care sunt problemele tale. Și dați-mi voie să fac aici o mică paranteză. Problemele sunt foarte complexe și ele presupun soluții fie de sistem, fie chiar pași mărunți făcuți aici în comunitatea locală, așa cum ziceam, în acord cu primăria. Pentru că ele pleacă de la nivelul veniturilor. Fie că sunt angajați, fie că sunt la stat sau la privat, fie că sunt pensionari, nivelul veniturilor este unul scăzut. La pensionar trebuie doar să se aplice legea pensiilor și să se indexeze cu rata inflației și cu acel indice din venitul mediu. La angajați, dacă nu creăm investiții, dacă nu facem economia funcțională, n-avem cum să-i ajutăm. Cine vine și spune că de mâine o să fie bine și o să curgă miere și lapte, minte. Și minte îngrozitor și cu nonșalanță. În același timp, problemele de ajutor social sau de pensii de boală, într-o dorință bună de a elimina pe cei care au beneficiat de aceste ajutoare și nu le meritau, au fost afectați oameni care fie nu mai au nicio formă de venit, fie se află la pragul minim al sărăciei, pragul minim de subzistență, fie pur și simplu au un handicap sau boli foarte severe și nu reușesc să-și
caute dreptate să-și găsească atunci, aici este nevoie de o reanalizare completă a sistemului de ajutor de stat. Nu mai vorbesc de justiție, nu mai vorbesc de sănătate, de educație. Sunt probleme serioase. Încheind această mică, mare paranteză, la aceste probleme, oamenii trebuie să-i găsească pe politicienii care au soluții. E puțin interesant ceea ce spuneți, pentru că, în general, oamenii, alegătorii, cred că ei își doresc rezolvarea unor probleme care țin mai mult de administrațiile locale, dar, în același timp, ca să acorde votul cuiva pentru Parlament, trebuie să fie conștienți că acel candidat, acel parlamentar, viitor parlamentar, nu poate să le rezolve problemele de administrație și trebuie să vină cu alte propuneri care țin în mare și de toată țara. Normal, cu reflexia asupra lor. Cum îi puteți convinge? Ideal și corect este ca oamenii să întâlnească politicieni care spun adevărul. Și când au o problemă care ține de administrația locală, să nu-i mintă să spună, da, sigur, eu de anul viitor vă fac trotuarele și străzile și vă pun canalizare. Sunt minciuni. Să întâlnească oamenii politici care să le spună, am reținut problema, am reținut zona, voi mai discuta și cu vecinii dumneavoastră și vom merge împreună la administrația locală să încercăm să prezentăm această problemă ca fiind o prioritate pentru comunitate. De aceea, în același timp, dacă sunt probleme care țin de legislație, fie să le vorbești despre legea în vigoare, fie să reții problema pentru o viitoare inițiativă legislativă, așa ar trebui să funcționeze acest dialog om politic și alegător. În momentul de față, Parlamentul pare că s-a transformat într-o tribună a orgolilor, decât să fie un parlament care să lucreze, așa cum spuneați, pentru toți românii și politicieni, indiferent de culoarea politică, să colaboreze, să conlucreze, să vină fiecare cu idei, așa cum ați venit cu exemplul parteneriatul între stat și biserică. Nu simțiți așa un regret că s-a transformat în această tribună a orgolilor Parlamentul? Evident că simt un regret și evident că mă afectează atunci când aud generalizări despre politicieni. Mă deranjează atunci când unii spun toți politicienii sunt la fel, nu merită să ai încredere în politicieni. Eu cred că sunt în România, în Parlament și sunt și aici în Sibiu, oameni care au intrat în politică pentru a face ceva pentru oameni. Din nefericire, cam, și asta vă spun din interior, cam 90% dintre oamenii politici nu prea mai dau doi bani pe interesul public, pe respectarea cuvântului și respectarea cetățeanului, respectul față de cetățean. Mulți ajung în politică și încearcă să se căpătuiască și cam uită de unde au plecat și eventual odată la 4 ani își mai caută câte un colegiu. Dar cu toate acestea eu mă ambiționez să rămân în politică pentru că simt și e o chestiune de percepție, simt că sunt făcută dintr-un alt aluat. Simt, știu că am intrat în politică pentru a schimba lucruri, văd că am reușit cu foarte multe sacrificii și cu perseverență și cu felul meu de a fi și mă ambiționez să atrag și să încerc să determin oameni, mai mulți oameni ca mine să intre în politică și să aibă același comportament. Auzeam iarăși în această campanie clișee. Vrem schimbare. Vrem schimbare la ce? Că sunt oameni care nici nu mai știu, nici nu înțeleg cum s-au schimbat guvernele, cine se află la putere. Acestea sunt clișee. Pentru că corect este să spui vreau să fac asta. Da? Sau am nevoie de lucrurile acestea din partea alegătorului. Să fii ca om politic și să spun sibienii au nevoie de o schimbare. O schimbare la ce? Că administrația locală e de o culoare, guvernul e de o culoare, președintele e de altă culoare. Adică sunt lucruri, așa cum ziceam, clișee verbale care n-au de fapt în spate nimic. Sunt doar cuvinte. Sunt prinse așa din zbor. Sunt prinse din zbor, da. Din sau politicienii mint. Care politicieni mint? Hai să vedem. Xulescu, contracandidatul meu, ce a făcut, ce promite? Că am văzut că până acum, în toată
presa, inclusiv în acel ziar calomniator la adresa mea, și a pus poza. Bun, poza nu te ajută cu nimic. Poza îți arată eventual cum arăți, să te cunoască lumea, să știe ce fizic ai. Am văzut că s-a pus împreună cu domnii Ponta și Antonescu, probabil că era frică contracandidatului de la USL să fie singur pe afiș. Dar dincolo de poză, ce există? Ce proiecte pentru Sibiu? Unul, singur. Mi-aș fi dorit o dezbatere, să văd un proiect pentru Sibiu. O soluție pentru Sibiu legată de viitor. În afară de vorbe, că politicienii mint, că ea sunt oamenii nu știu cui, că e nevoie de schimbare, haideți să lăsăm clișeele la o parte. Vrem să fim onești sau nu? Pentru mine, din fericire și mulțumesc lui Dumnezeu, și familie, evident, vorbesc foarte mult faptele, pentru că am fost un om corect. Spuneți puțin mai devreme că 90% din politicieni nu mai dau doi bani pe interesul public. Din nefericire. Din nefericire, într-adevăr. Dar cum îi convingeți pe oameni, pe sibieni, pe electoratul dumneavoastră, că faceți parte din ceilalți 10% care dau mai mult de doi bani pe interesul public? În primul rând, cu muncă, pentru că a merge doar la televizor, a face niște fotografii și a trona undeva pe niște panouri, nu e suficient. Trebuie să fii și atunci când ești în mandat între ei și trebuie să ai puterea și tăria să fii printre oameni și în momentul decontului. Chiar mulți oameni îmi spuneau în această campanie: Doamnă, dar veniți printre noi, cu toate că PDL-ul a fost la guvernare, au fost măsuri de austeritate. Aveți curajul să veniți? Și zic, da, normal că am curajul să vin, pentru că am, cum să spun, conștiința, în primul rând, împăcată, și am argumente și pentru ce s-a întâmplat și pentru ceea ce vreau să fac. Deci, în primul rând, muncă, să te duci, să vorbești cu oamenii, să-i convingi, să te cunoască. Și, în al doilea rând, proiecte. Soluții. Eu dacă n-aș fi avut legi făcute în Parlament, dacă n-aș fi făcut nimic 4 ani de zile în Parlament, chiar dacă m-aș fi dus printre oameni, n-aș fi putut să-i conving. Vă dați seama că ar fi fost doar vorbe goale și eventual foarte mult curaj. E nevoie de vorbe pentru a explica, ai nevoie de curaj, dar ai nevoie și de fapte concrete. Am văzut că în această campanie abordarea a fost diferită față de campaniile celelalte. S-a mers, și dumneavoastră ați mers foarte mult, să vă întâlniți cu oamenii. Din ușă în ușă, door to door, termenul englezesc din marketing. De ce s-a recurs la această metodă? O apropiere mai mare față de oameni, de alegători? Era distanță? Era ruptură? E greu să vă spun de ce s-a recurs, pentru că asta ar induce oarecum că și ceilalți au făcut. Și pot să vă spun de ce am făcut eu, pentru că așa m-am comportat până acum și pentru că așa sunt eu. Și că, în special în cel de-al doilea mandat, am înțeles că politica pe termen lung și forța ta politică de a te duce la București și a susține interesele Sibiului și a-ți convinge partenerii politici și din propriul partid, dar și din celelalte partide. Deci această forță îți vine dacă ai susținere între oameni. Dacă nu, nu dai doi bani. Dacă tot aștepți să fii numit și să-ți vină să-ți pună cineva mâna pe creștet și să fii prieten cu cutărică care obține o funcție importantă, nu ai o carieră politică pe termen lung. Eu vreau o carieră politică pe termen lung. Vreau să am propria mea forță care îmi vine din susținerea cetățenilor. Nu am convingerea că ceilalți au procedat la fel, pentru că am citit chiar declarația contra candidatului de la USL, care spunea că a făcut într-o săptămână 4.000 de a vizita 4.000 de familii. Păi numai cine minte poate să afirme lucrul acesta. Acest domn nu știe ce înseamnă să mergi din casă în casă și să vorbești cu familiile. Într-o săptămână poți să faci cel mult câteva sute, în niciun caz 4.000 de familii. Acestea sunt minciuni. De aceea, poate că mai sunt unii care e vin ca și... E ca problema cu voturile, într-un două minute se exact, votează... Exact, da. Poți să vii la televizor și să spui că ai fost din casă în casă. Poate ai apăsat pe 4.000 de sonerii, da, dar nu înseamnă că ai vorbit cu 4.000 de... că ai intrat în 4.000 de locuințe. Munca aceasta se face în timp și nu într-o campanie electorală.
Doamna Turcan, mai avem cam un minut și jumătate. Este ultima intervenție în campania electorală aici la Antena 1 Sibiu. Vă rog să adresați un mesaj sibienilor și electoratului. Vă mulțumesc pentru această ocazie și mesajul meu către sibieni este următorul. Mi-aș dori foarte mult să meargă la vot, indiferent de persoana cu care votează, și în același timp mi-aș dori ca Sibiul să fie un exemplu la nivelul întregii României, un exemplu de mod în care îți alegi reprezentanții în Parlamentul României, reprezentanții care să se lupte pentru tine 4 ani de zile, să cântărească bine ce au făcut cei care le solicită votul, să cântărească foarte bine ce soluții de fond propun candidații și să voteze în cunoștință de cauză. În rest, eu le doresc tot binele din lume. Sunt aproape și voi continua proiecte în Sibiu în orice condiții și mi-aș dori ca în timp și clasa politică să fie mult mai responsabilă, să valorizeze mult mai mult interesul public, respectul față de cetățean și proiectele să devină din ce în ce mai palpabile și resimțite la nivelul românilor care urmăresc și această dezbatere televizată, dar al românilor în general. Doamna deputat Raluca Turcan, vă mulțumesc că ați fost alături de noi în această după-amiază. Succes pentru ultimele ore de campanie și în alegeri. Aș dori să mai fac un scurt comentariu. La finalul acestei campanii eu sunt cu conștiința împăcată că am dus o campanie între oameni, că am dus o campanie pozitivă, corectă, așa cum sunt eu pe fond, axată pe soluții și proiecte pentru Sibiu. Vrajba, ura, minciuna, dezbinarea nu servesc nimănui. Cei care sunt câștigați la finalul unei campanii electorale trebuie să fie cetățenii, cei care sunt chemați să voteze pentru politicieni. De aceea îmi doresc ca acest vot să fie unul bine cumpănit și care într-adevăr să trimită în Parlamentul României oameni care să militeze pentru Sibiu și pentru români. Vă mulțumesc încă o dată, domnilor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Aici încheiem emisiunile electorale sub genericul 22 de minute. Ne vom revedea luni cu comentarii după primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2012. Să aveți un sfârșit de săptămână excelent. La revedere!